Bun găsit, drasteliști! Ascultați episodul 8 din Gânduri Roșalbastre. Eu sunt Dan Mihai, iar alături de mine nu se află Johnny și Ionuț din motive obiective. Da. Îi salutăm încă o dată pe toți ascultătorii noștri și îndemnăm să apese butonul de like și să dea un share emisiunii. Înainte să trecem la subiectele zilei, cu regret anunțăm trecerea neființă a lui Ionel, Daniel Gheorghe și Alin de la All Boys. Odihnească-se în pace, sper să vă bucurați de steaua printre stele. Iar acum vom trece la subiectele zilei. Evident vom vorbi despre meciul cu Astra Giurgiu, meciul cu Petrolul Ploiești, mâine de la ora 19:30. Peluza Sud nu va merge la meci, ca să știți din start. Vom vorbi despre clasamentul la echipele de juniori, vom vorbi despre volei și basket. Îi spunem din start la mulți ani lui Wallace da Silva, dar în primul rând o să vorbim despre handbal. Și evident, cea mai potrivită persoană este antrenorul de la Steaua, Ovidiu Mihail, pe care îl vom suna în câteva momente. Am văzut pe acolo prin comentarii despre Flescor. În primul rând, băieții de la Flescor s-au grăbit foarte repede să respecte o decizie de la CNA, care nu cred că trebuia să fie pusă în vigoare. Nu cred că online și televiziunea înseamnă același lucru. Să vă dau un exemplu. Dacă eu spun despre nume X în această emisiune un lucru de rău, nu sunt obligat de CNA să-l sun pe X și să-i cer părerea. Adică nu respectă deciziile. Oricum ați făcut o treabă minunată. Trebuie ca toate echipele ori să folosească toată denumirea integrală, spre exemplu SC Dinamo 1948 SA sau Clubul Sportiv al Armatei Steaua sau Societate Comercială Fotbal Club FCSB SA. Evident, este o întreagă nebunie pe această temă, e un pic dus la extrem, mai ales că această decizie, uite, la handbal nu o să-i spună nimeni Clubul Sportiv al Armatei Steaua, toată lumea o să-i spună Steaua. În fine, oricum, o să vorbim astăzi cu un invitat care are o istorie remarcabilă și despre care veți afla foarte multe despre handbalul stelist. O persoană care se identifică cu ultimii 20 de ani ai stelei. Am văzut acolo un comentariu. Da, fiecare face cum consideră. Se spune că nu prea se aude. Acum se aude mai ok? Dacă se aude mai ok, vă rog frumos să-mi dați o opinie. Super, se aude. Gata, stau liniștit. Ok, tot primesc mesaje că nu se aude, că se aude, că se aude mai rău, se aude mai puțin. În fine, asta este mai puțin important. Important e ca mâine toți steliștii să se bucure de o victorie împotriva celor de la Petrol Ploiești. Cum îl vom suna pe domnul Ovidiu Mihaila? Să sperăm că ne va merge tehnica. Bună seara, bună seara, domnule Ovidiu Mihaila. Sunteți în direct pe Gânduri Roșii Albastre. Eu sunt Dan Mihai și o să vă deranjez astăzi cu câteva întrebări, dacă se poate. Da. Da, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Să nu mai lungim vorba, încep cu prima întrebare. Știu că a jucat mulți ani la Steaua. Vă mai aduceți aminte primul meci la Steaua și cum ați ajuns la acest club? Da, a fost o bucurie, trebuie să recunosc, pentru că este vorba de un club care nu are voie de nicio prezentare. Eu plecasem în o perioadă de 7 ani jumate la
din Aur Baia Mare, unde am jucat un sezon, după care, la invitația celor care erau atunci la conducerea echipei de Anva Steaua, am ajuns la București în 99 și de acolo primul joc a fost în campionat, dacă mă amintesc, cu Ploiești, nu mai știu exact, în care am câștigat și a fost o atmosferă frumoasă. Da, tot primeam, am înțeles ce a spus, tot primeam mesaje că nu se aude destul de ok, că nu vă auziți destul de ok, sper că acum se aude ceva mai bine. Care este legenda din club care v-a sprijinit cel mai mult în cariera de antrenor? Da, practic a fost o întreagă istorie. Steaua a început în forță, după aceea, cred să nu greșesc, spre la finalul anilor 2000, Steaua a avut ceva probleme financiare. Sper să nu mă înșel, nu? Făceați cuplu de antrenori. Da. Care mi-am amintit cu mare plăcere și mi-am amintit de voi, de suporte, care am fost la Polivalent, atunci am și acum imaginile și un filmulet frumos în care a fost o atmosferă pe care mi-aș dori să o reîntâlnesc curând. Vă referiți la meciul cu Granollers, cu spaniolii? Sper să nu facă... Da, cred că eu cred că aveam 14 ani atunci și spre rușinea mea, cred că a fost primul meci văzut la TV de handbal. Cred că a fost pe sport.ro sau nu știu cum se numea pe atunci, sper să nu mă înșel. Și m-a impactat foarte tare atmosfera făcută de peluză și m-am bucurat că peste cam 10-12 ani aveam să cânt și eu alături de acei nebuni care aproape să ajungă echipa pe primul loc, dar vom ajunge și acolo. Dacă ați putea da timpul înapoi, ce decizie a schimbat din meciul 3 cu Dinamo din data de 31 mai 2011? Acelor ratări am pierdut.
a pierdut finala, din păcate. La 7 metri, da. Să mergem înainte, să ne întărim și să avem încredere că vor mai veni astfel de momente. O întrebare extrem de serioasă urmează. De unde porecla de Coco? Da, nici eu nu știam răspunsul la întrebare, să fiu sincer. A fost un plus prezența masivă a fanilor, mai ales în perioada 2016-2018. Da. O jumătate de țară plină cu steagă. Frumos, frumos. Am momente, poate am posibilitatea să ți le ofer videoclipuri în care și băieții dansau împreună cu și cântau împreună cu suporterii. Momente pe care nu pot să le uit și le mulțumesc foarte mult de această cale, chiar dacă n-am putut să le oferim în final ceea ce și-ar fi dorit și ei. Sincer, ne-am bucurat enorm să ne trimiteți pentru AS47, nu neapărat pentru mine personal, adică să dau și la alții bucuria aceasta. Chiar m-aș bucura să-mi trimiteți acele clipuri. Dacă tot ați vorbit de sală, aveți idee dacă se va construi vreo sală polivalentă în complex? Un proiect cu o sală de 6.000 de spectatori? Da, pentru că sala Chiajna e destul de departe, iar sala Mihai Viteazu e cam mică. Da, sala Mihai Viteazu nu este regulamentară pentru handbal, e doar parcă și volei, dar și asta așa ce e bună, că e într-o zonă ok pentru băieții de acolo și am rămas noi puțin exilate așa. Da, pentru cine nu știe, sala Mihai Viteazu, pentru cine nu e din București, este chiar lângă AFI, lângă AFI Palace Cotroceni. Da. Cum a fost acel meci din semifinala Cupei Cupelor, jucat în 2009 cu spaniolii? Și ați luat banii, nu? Da, a fost un moment aceea de ghilimele mai hilar, dar bucurat normal și el, pentru că a fost o victorie frumoasă în fața suporterilor, cu 5.000 de oameni în tribună, contează acest lucru. Poți să întreb cam cât era prima? Nu, mai era jur de
Deci un salariu de fotbalist de Liga 3, cam așa. Următorul meci este cu cei de la CSM București. Vă considerați favoriți sau este deschis oricărui rezultat? Din ce am văzut, au început să-și revină după ce primele două etape au avut 0 puncte. Da, practic. Aveți idee? Meciul va fi transmis? Știu că dă meciurile TVR-ul sau Steaua TV sau site-ul Federației. Nu știu dacă mai dau meciurile. Este transmis pe TVR-ul de la ora 15 luni. Deci... Da, chiar, de-a lungul acestei pandemii ați avut probleme cu jucători cu COVID? Da, oricum e cea mai bună clasare până acum a Stelei din ultimii, cred că 3-4 ani, acest loc 2. Bineînțeles, nu e finalul campionatului sau sezonului regulat. Da. Într-adevăr, așa cum ai spus și tu, în mai de fapt suntem pe o poziție bună. Este început de campionat, se poate întâmpla orice, dar trebuie să avem grijă să fim responsabili și când intrăm pe teren să dăm 100%, astfel încât la final să nu avem ce să ne reproșăm, indiferent de rezultat. Oricum, SH League, din ce mi-amintesc, era o competiție cu foarte multe meciuri, era chiar un semi-campionat. Deci, în următoarea întrebare, de ce ar alege un copil să facă handbal și de ce la Steaua? Considerând că începând la un club care are o istorie și o tradiție și oameni.
să-și creeze un drum în viață mult mai frumos, iar cartea lui de vizită să fie una cu care poate să deschidă multe uși. Avem o întrebare de la un ascultător. Care este diferența de buget dintre Steaua și Dinamo? Dacă aveți idee. Nu am idee. N-am discutat aici. Sunt prieten cu domnul Xavi Parcon. Am lucrat cu dânsul împreună când el era la echipa națională. Prima dată eram la echipa națională de tineret. Am fost aici comun împreună. Dar acum am întâlnit cu el, dar nu mi-am permis să întreb niciodată. Eu cred că este totuși o diferență destul de majoră, pentru că dacă îți permiți să plătești 50.000 de euro la Varna Scopie, te-l aduci pe vorbind o interodreaptă care a venit acum, plus salariul care îi dă, cred că este o diferență. Mare, mare. Ați vorbit de tineret, sper să nu știu greșit. Știu că ați făcut o performanță notabilă la Naționala de tineret. Da, rămâne cam cel mai bun rezultat la nivelul național de tineret. Ca să știți, unele întrebări au fost de la Adrian Ghiurloc. Nu vă zic care, însă cea cu porecla și sala polivalentă nu mi-a aparțin. Vreți să-i transmiteți ceva prin această cale? Sunt sigur că ascultă acum. Da, clar. Am câteva întrebări. Top 3 meciuri memorabile ca antrenor pentru dumneavoastră. A fost singura dată, nu? Dar am citit pe internet că trebuia să primiți o derogare de la armată sau nu știu, sper să nu fie vreo tâmpenie când erați la Buzău. Am crescut, sunt băieți pe care i-am avut și înainte să plec și sper că am
Sperați la un titlu de campion în acest sezon sau Dinamo e o nucă mult prea tare? Știm diferența de buget fiind destul de mare. Și în final, o întrebare, ne scuzați, dar suntem și cu fotbalul. Un pronostic pentru meciul de mâine dintre Petrolul și Steaua. Vom vedea și eu cred tot la un X. Vă mulțumim din suflet că ați intrat în direct cu noi și meciul cu CSM București, luni de la 15:30 în direct pe TVR1, corect? Vă mulțumesc frumos, o seară frumoasă și forța Steaua! Mulțumesc frumos, cu drag! Seară bună! Da, a fost în direct antrenorul de handbal Ovidiu Mihăilă. Acum vom trece la alte sporturi pe repede înainte. Sper că v-a plăcut surpriza noastră. Trecem un pic la meciul de volei, pentru că da, se joacă Dinamo Steaua. Steaua București se află pe prima poziție cu 6 puncte. Pe locul 2 se află Zalău, pe locul 3 Arcada Galați, pe locul 4 Dinamo București. Iar etapa viitoare se va juca Dinamo Steaua vineri de la ora 15:30 direct pe TVR3. La basket, Steaua se află pe locul 10. A bătut pe Rapid cu 91-88 și va juca în data de 23-10 în deplasare la Miercurea Ciuc. Și cu astea fiind spuse, vom trece la ceea ce iubim noi cel mai mult, și anume fotbalul nostru de toate zilele, fotbalul românesc și evident Steaua, care a făcut un rezultat de egalitate 1-1 cu cei de la Astra Giurgiu.
Daniel Oprița l-a trimis pentru prima dată ca titular în campionat pe Mario Enache. Probabil că era și un cadou de ziua lui, că a făcut 18 ani pe 8 octombrie. Mario Enache este născut în 2003. După cum știți, este regulă un jucător de 2003, un jucător de 2001 și astfel a putut juca și Emilian Pacionel. Câțiva jucători au fost accidentați. Și da, Steaua a luat un gol din două șuturi pe poartă. Florin Stâng a trimis următorul 11, Sebastian Valeriu Moroz, Radu Gabriel pe dreapta, Ionuț Tiberiu în centru cu George Cătălin Buliga, dar sunt sigur că nu vă interesează atât de mult ce a trimis Astra, ci mai degrabă ce a trimis Steaua. În poartă a fost Marion Enache, fundaș dreapta George Călințaru, Wallace da Silva, fundaș central cu Dean Beța, Robert Neașu, fundaș stânga. La închidere au fost Valentin Bărbulescu cu Enceanu, în dreapta Florin Răzdan, Emilian Pacionel în stânga și Dragoș Huiban în spatele lui Bogdan Chipirliu. Am mai intrat pe parcurs Zaharia în locul lui Călințaru, Băjenaru în locul lui Enceanu, Drăghici în locul lui Florin Răzdan și Darius Soroian în locul lui Emilian Pacionel. Steaua n-a jucat rău, în opinia mea. Acum chiar vă rog să spuneți dacă Steaua a jucat rău sau a jucat prost. În opinia mea, Steaua a ratat foarte mult. Și asta nu înseamnă că e un lucru bun, nu, nici vorbă, pentru că, după cum știți și dumneavoastră, Petrolul Ploiești nu este o echipă care își creează foarte multe ocazii, însă eficacitatea lor este mult mai bună. Astra Giurgiu a jucat fără un vârf clasic, a jucat un vârf cu vârf fals, cum se spune pe vremuri cu făcea Spalletti la Roma. Un lucru important de menționat că 90% din atacurile Stele au fost pe partea dreaptă, iar după ieșirea lui Călințaru, numărul centralilor a scăzut considerabil. Eu mi-am permis să fac o statistică a ocaziilor, care dovedește faptul că Steaua a avut foarte multe, foarte multe ocazii și au ratat nespus de mult și mult prea ușor. Mai exact, Steaua a avut 13 ocazii după 45 de minute și 22 la finalul meciului. La șuturi pe poartă, Steaua a avut 9 după prima repriză, iar la încheierea partidei băieții lui Daniel Opriț au tras de 12 ori. Astra a avut 2 ocazii în prima repriză și 4 la finalul partidei. Giurgiuvenii au tras doar 2 șuturi pe poartă la finalul meciului. Dacă e să le ghiciți, sunt fix, era fix în, de unde au marcat, prin lovitura de cap, iar mai apoi a urmat cornerul. Spune cineva, prefer să joc în Liga 5 decât să-mi fie patron Becali. Corect. Dacă vreți, eu vă zic un rezumat a ce s-a întâmplat în acel meci, dar puteți să citiți pe Avancronică. E acolo fiecare ocazie pe care am consemnat-o, am scris-o. Acum voi căuta declarația lui Oprița. Am luat acel gol din corner, a fost o zi în care mingea nu a vrut să intre în poartă. Sunt supărat că n-am reușit să marcăm. Sunt supărat că rezervele n-au adus un plus în joc. Sper ca jucătorii să înțeleagă pe viitor că e nevoie de mai mult. Noi lucrăm foarte mult la finalizare. Probabil jucătorii se relaxează când văd că ajung cu ușurință în fața porții. Am întâlnit și un portar bun astăzi. Am pierdut 2 puncte acasă, cum am pierdut și cu Schellinger, care sper să nu ne coste în îndeplinirea obiectivului. Și dacă era 1-0, tot supărat eram. Da, foarte corect. Steaua a ratat foarte, 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 foarte mult. După cum am zis, 22 de ocazii sau ceva de genul. Este enorm într-un meci. Vă dați seama, e o ocazie de gol la 3 minute. Și nu erau chiar ocazii mici, ocazii în care se putea marca. Efectiv, Steaua a tras în portar. Asta a fost. N-a fost chiar moroz în zile wow, senzaționale. Nu, s-a tras pur și simplu în portar de cele mai multe ori. Chiar dacă a avut reflexe, a avut reflexe foarte aproape, adică nu a sărit după minge. Poate doar la șutul lui Bărbulescu, care era la rădăcina barei, acolo a fost o intervenție miraculoasă. Însă o să urmeze un meci dificil în fața celor de la Petrolul Ploiești. Un meci în care Petrolul este o echipă bună, dar spune cineva, au avut ghinion, nu a vrut să intre în poartă. Mare parte așa e, dar trebuie mai multă eficiență. Dacă vă uitați dumneavoastră pe rezumate la Petrolul sau la un meci al Petrolului, are ceva mai multă eficiență. Nu aduce atât de des mingea în careul advers.
spune cineva, singur sentiment care contează este steaua, singur motiv să lași tot pentru o deplasare este steaua, singurul lucru care nu ține în suspans tot steaua. Steaua înseamnă CSA, steaua înseamnă tot. Așa este, steaua înseamnă Clubul Sportiv al Armatei și n-ar trebui să fim rușinați cu asta, nu. Din potrivă, ar trebui să fim mândri. Practic noi la denumire avem cea mai frumoasă denumire CSA Steaua. Dacă e să vă uitați pe site-ul Federației, hai să facem asta împreună doar așa pentru de joacă, pentru Liga a doua, ACS Petrolul 52, asta e denumirea lor. După cum știți, ei au o problemă financiară, au o problemă și de marcă, au reușit să își eșaloneze plățile, dar asta nu le va interzice promovarea în Liga 1, cum nici insolvența nu ți interzice promovarea în Liga 1. Hermannstadt este o echipă în insolvență, dar poate promova în prima ligă. Deci ACS Petrolul 52, AS Fotbal Club Buzău, AFC Unirea 04 Slobozia, AFC Astra, nu știu că știați că Astra nu cheamă Astra Giurgiu, ci AFC Astra, AFC Dunărea 2005 Călăraș, AFC Unirea Constanța, AFC 1919 Dacia Unirea Brăila, ACSM Politehnica Iași, zici că e nume de mașină din anii 50, ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu, FC Metaloglobus București și acum țineți-vă AFC Cixerida Miercurea Ciuc, Cixereda, AFC Hermannstadt, Clubul Sportiv Comunal 1599 Schellenberg, Politehnica Timișoara, cel mai frumos nume de până acum, SC Fotbal Club Ripensia Timișoara, ASFC Universitatea Cluj, FC Unirea Dej, CS Concordia Chiajna și Fotbal Club Brașov, care în acte au Fotbal Club Brașov Renaște Steagul. O nebunie totală. Deci, dacă ar pune toate televiziunile numele întreg, eu cred că Steaua scapă cel mai frumos din Liga a doua, alături de Politehnica Timișoara. Chiar aș vrea să văd derbiul SC Dinamo 1948 SA vs SC FCFCSB SA. Derbi cu ghilimele de rigoare. În fine, să nu mai lungim vorba, să trecem la Petrolul Ploiești. Antrenorul este Nicolae Constantin. Petrolul este o echipă care a avut 9 victorii, 0 egaluri și o înfrângere. Singura înfrângere, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, a fost în meciul cu Metaloglobus, în care o cursă nebună a unui jucător de la Metaloglobus a reușit să treacă de defensivă din propria jumătate și a marcat plasat. Ceea ce ne dă o speranță, nu știu, zic că la întâmplare cineva cu viteză Popa, să marcheze mâine un gol pe contraatac. Teoretic, Petrolul Ploiești este favorită, dar eu am încredere că Steaua va reuși să chiar să bată mâine. Spunea cineva, stăm prost la finalizare, dar pe total fotbalul românesc stă prost cu atacanții. Dacă ar fi după mine, aș pregăti la fiecare grupă de vârstă 5 jucători pentru postul de atacant. Da, sunt de acord cu tine. Dacă vreți, eu o să încerc să ghicesc primul 11, Arceu de la Petrolul Ploiești. Petrolul nu are jucători foarte, foarte buni, dar nu are nicio verigă slabă în primul 11. E genul acela de echipă care are, nu știu, să zicem că ești la facultate și e o clasă de studenți numai de 7-8. Acea echipă e Petrolul Ploiești. O echipă solidă, o echipă care nu prea lasă spații prea mari în defensivă, doar între fundașii centrali, pe care eu cred că o să fie Lică Viorel Ștefan, jocașul cu numărul 6, și Hujo Marian, acel spațiu dintre fundașii, acești doi fundași centrali și mijlocașii centrali la închidere, Silviu Pană, care o să vorbim un pic despre el, Takayuki Seto sau Cebotaru Eugeniu. Aici este constanța Petrolului în acești trei mijlocași la închidere, care evident sunt rolați. Petrolul Ploiești joacă într-un sistem 4-2-3-1 și sunt absolut sigur că va juca și mâine tot într-un sistem 4-2-3-1. Refuz să cred că va schimba Nicolae Constantin, însă am avut surpriza ca foarte mulți antrenori să schimbe sistemul de joc înainte de a juca cu Steaua, dar eu nu cred că Petrolul va face acest lucru. Bun. Petrolul, hai să spunem primul 11 pe care credem noi că îl va trimite. În poartă Avram Raul cu numărul 12. Fundaș dreapta Pârvulescu Sergiu, numărul 24, e născut în 2003. Lică Viorel cu numărul 6. Huja Marian Fernando cu numărul 2, este fundaș central, a jucat în ultimele 5 partide. Deci cu siguranță va juca și mâine.
Sicu Valentin este capitanul echipei cu numărul 5, e un jucător foarte interesant, o să vorbesc de el în câteva momente. Silviu Pană Gabriel cred că va intra în locul lui Ciobotaru Eugeniu în repriza a doua. Ciobotaru Eugeniu având 37 de ani cred și are și numărul 37. Mai avem Takayuki Seto la închidere. Aici a fost partea defensivă, iar în atac e o dinamică mai mare, au mai multe variante. George Mario Bratu, născut în 2002, pe dreapta, probabil va juca 45 de minute alături de Constantinescu Mihai Alexandru, tot junior, născut în 2002. Tucaliu Cosmin Constantin, eu cred că va juca mijlocaș ofensiv, că joacă într-un sistem 4-2-3-1, jucător cu numărul 77, probabil va fi schimbat de Alexandru Șain Tudor, vom vedea. Iar Măsărache Simon Moise, cred că e acel Măsărache de care vorbea eu, nu Stăvărache, va juca mijlocaș ofensiv stânga. Cel mai probabil și în repriza a doua va intra Armando Vaiuși, iar în atac l-au pe Iarovici Senad, care poate să fie schimbată de Diara Sori Ibrahim. Golghetul echipei cred că este chiar Diara Sori Ibrahim, cu 6 goluri marcate, dar mai mult a jucat în primele meciuri, după aceea l-a introdus mai mult pe Iarovici Senad. Ce au ei un plus evident față de noi e că au foarte bune lovituri de cap. Adică atât Iarovici Senad, chiar Măzărache, Tucaliuc, Diara, mijlocașul central Ciobotaru Eugeniu, au lovituri de cap foarte bune, ceea ce e un plus față de Steaua. Mi-am notat aici marcatorul echipei Sori Diara cu 6 goluri, Armando Vaiuși cu 4 goluri. El a jucat, e un jucător albanez care a jucat mai mult în prima parte a turului, dacă nu a turului, îmi cer scuze, a sezonului regulat. De asemenea, Senad Iarovici cu 4 goluri, George Mario Bratu și Valentin Țicu cu câte 3 goluri. Trebuie să țineți cont că Valentin Țicu este fundașul stânga și ajunge foarte des în careul advers. E un fel de Adrian Ilie. Tucaliuc Cosmin cred că are 2 goluri. Iar cu câte un gol Silviu Gabriel Pană din cu capul, Moise Simon Măzărache cu capul și Mihai Alexandru Constantinescu. Este o echipă evidentă de, da, stau foarte bine la fazele fixe, corect, dar stau mai bine la fazele fixe pe atac. Din ce am putut noi observa, e o apărare cam om la om. Dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, în meciul dintre Steaua și Astra Giurgiu s-a auzit pe fundal un antrenor din staful Stelei: mișcare, mișcare, mișcare. Efectiv, presupun că steliștii erau înghețați, aplaua și foarte mult. Poate și asta e o cauză pentru ratările excesive, dar sunt sigur că nu este singura cauză. Și efectiv, la cornele în care Steaua ataca, băieții lui Daniel Oprița stăteau țintuiți, nu se mișcau deloc. Nu aveau acea mișcare browniană, dacă este să ne întoarcem în chimie, adică să deruteze apărarea adversă. Și altfel era cam greu să marcheze în corner atâta timp cât ei stăteau locului. Da, e o chestie pe care o poate schimba foarte ușor. Oricum, antrenorii au văzut acest lucru în timp util, așa am putut și eu observa, fiindcă auzeam pe fundal. Chiar s-aud mult mai bine indicațiile antrenorilor atâta timp cât nu se aude fundalul galeriei, din păcate, din cauza condițiilor de intrare în stadion. Să trecem un pic pe fiecare jucător în parte mai interesant. Raul Avram este portarul care își alege un curs la 11 metri înainte de a lovi mingea adversarul. Acesta am văzut că are dificultăți la șuturile cu pământul, ceea ce poate să fie destul de interesant. Văd pe cineva, Gabi Zida, Forța Lupii. Da, ne bucurăm că a intrat. Forța Lupii, Forța Steaua, sper să vă bate mâine, deși sunteți cel mai tare adversar de până acum. Au procentaj ridicat de goluri marcate cu capul de la distanță și din faze fixe. Am dreptate, Gabi? Ia, spune, așa este. În majoritatea meciurilor, Petrolul Ploiești joacă mai bine în repriza secundă față de prima. Nu același lucru pot să spun despre Steaua. Vom vedea cum se va descurca echipa lui Daniel Oprița mâine. Alexandru Șain Tudor este un fotbalist care poate trage cu ambele picioare. Trebuie să fii atenți, băieții lui Daniel Oprița. Postul lui este de mijlocaș ofensiv stânga. Tucaliuc Cosmin Constantin este mijlocașul ofensiv central, care poate trimite loburi de la mare distanță cu piciorul drept. Mi-aduc aminte primele meciuri, a trimis un lob
la mare distanță și Bălbărău trebuie să fie atent, nu trebuie să iasă foarte mult din poartă. Tucaliuc trage foarte bine de la distanță cu piciorul stâng, însă lovește bine cu dreptul. E o chestie ciudățică, dacă putem, îmi permiteți această exprimare. Armando Vaiușii, jucașul cu numărul 7, este fotbalist care a jucat mai mult în prima parte a campionatului. Este un jucător albanez, el chiar a reușit o recuperare de la 30 de metri, a interceptat balonul și a tras cu piciorul drept la semi-înălțime și a marcat. Evident, trage foarte bine de la distanță și ăsta e un plus al Petrolului față de Steaua, trag bine de la distanță. Mario Bratu este executantul de lovituri libere, cornere din lateral din flancul drept. El a marcat direct dintr-o lovitură liberă, dintr-un unghi imposibil, cu piciorul stâng, cam cum ne-a marcat Zaharia, doar că era un pic mai lateral el. Trage bine cu stângul la firul ierbii, cred că a marcat un meci cu Dacia Unirea Brăila. Silviu Pană execută cu drept loviturile de colț, de pe stânga, cu mult efect și boltă. O să vedeți acest lucru dacă va juca Silviu Pană. Jucătorul cu numărul 8 trimite sus de tot și cade mingea dintr-o dată. Trebuie să fie atentă, foarte atentă defensiva Stelei. Țicu Valentin este capitanul echipei care a marcat cu stângul un gol super din lovitură liberă, trecând pe lângă zidul advers. Cred că la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, mi-aduc aminte, chiar să vă uitați la rezumat, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Petrolul a marcat un gol cu stângul, nu te aștepți că de la fundașul stânga să șuteze, de la vreo 35 de metri, a tras pe jos, pe lângă zid și l-a păcălit pe portar. Atât Sena Diarovic e un jucător de 1,94 înălțime și Măzărache, jocașul stânga, au lovituri foarte bune de cap. Ajungem la Eugen Ciobotariu, este cel mai experimentat jucător al echipei. El bate de la 11 metri plasat, dar nu în forță. Vă zic, ce să ne așteptăm mâine? Cu piciorul drept, așteptăm până în ultima clipă să se arunce portarul. În stilul lui Fabiano de la Sevilla. De asemenea, și el are o bună lovitură de cap. Sori Diara este atacantul care a marcat atât cu capul cât și cu ambele picioare. Ambii atacanți sunt înalți, atât Sori Diara cât și Sena Diarovic, undeva peste 1,93. Au o demarcare bună, dar vă dați seama, nu au fuleu neapărat. Petrolul a 52, ACS Petrolul 52, care în acest moment nu deține marca și are câteva datorii, dar poate o să și le rezolve, vom vedea. Are o singură înfrângere, în timp ce 9 victorii și o singură înfrângere, în timp ce Steaua are 6 victorii, 3 egaluri și o înfrângere. Majoritatea jucătorilor sunt cotați între 100.000 de euro și 200.000 de euro. Petrolul este cotat la 4,09 milioane, iar Steaua e cotată la 2,66. Ploieștenii sunt a doua cea mai bine cotată după Hermannstadt. Teoretic, Petrolul este favorită. Însă Steaua va avea un adversar care nu se baricadează pe două linii și poate să fie un avantaj destul de mare pentru Steaua. Da, Steaua poate să lovească pe contraatac. Zice cineva, hai să vorbim și despre ai noștri, ai dreptate, hai să vorbim despre ai noștri. Ce are în plus Steaua față de Petrolul? Sincer, Steaua chiar pasează frumos și nu mint. Chiar pasează foarte bine. Adică mie îmi place cum construiește Steaua, mie îmi place cum aduce Steaua mingile la 30 de metri, în afară de meciul cu Schellenberg, în care nu a ajuns foarte des în atac, și cel de la FC Unirea Dej, în care atât Petrolul cât și Steaua s-au comportat similar la meciul de la Unirea Dej. Dacă Steaua a deschis scorul, Petrolul a primit golul prima oară, a fost condusă, însă a fost un meci destul de greu, cel puțin în prima repriză, atât pentru Steaua cât și pentru Petrolul. Și eu cred că Steaua ar fi bătut pe Unirea Dej în acea partidă dacă juca la egalitate numerică. Însă Petrolul a primit două goluri, unul din penalti și unul pe un contraatac, cred că în repriza a doua la meciul cu unul din penalti la FC Unirea Dej și unul pe contraatac la Metaloglobus. O părere, cine credeți că va juca mâine? Bogdan Chipiliu sau Buhăescu? Chiar sunt curios ce credeți. Și cine credeți că va juca dintre Robert Neașu și Adrian Ilie? Chiar am o curiozitate să văd. Ce credeți voi? Habar n-am.
Lăsăm să vedem mâine ce se va întâmpla. Dacă să mă uit pe statistică, Petrolul are 25 de goluri marcate, în timp ce Steaua are doar 17 goluri. Steaua are apărare foarte bună, 6 goluri primite, la egalitate cu Universitatea Cluj, tot 6, însă două defensive mai bune sunt acelor de la Petrolul și Concordia Chiajna, cu două respectiv 3 goluri primite. Și asta ne arată că Steaua trebuie să desfacă această defensivă, oare doar prin contraatac sau prin pase din prima între, cum am zis, între fundașii centrali și mijlocașii centrali la închidere. Sunt chiar curios dacă o să ghicesc primul sfârșit trimis de Nicolae Constantin. Mâine meciul este la 19:30. Toată lumea spune Chipiliu și Ilie, evident. Ilie, dacă nu e accidental, și Chipiliu. Adrian Ilie, Ilie și Chipiliu. Da, și eu cred asta, dar vedem. Cine știe cum ne va surprinde Daniel Oprița. Încă o dată îi spunem la mulți ani lui Wallace da Silva. Și încă o întrebare. Credeți că va juca cu Mario Enache sau cu Raul Bărbărău? Chiar nu știu ce să zic la acest aspect. Mă uit pe declarația lăsată de Daniel Oprița. Cu Petrolul e un derby. Da, e Petrolul, dar nu e Ploiești. ACS Petrolul 52. E o echipă de tradiție. În acest moment nu e chiar o echipă de tradiție, dar probabil va deveni o echipă de tradiție când își vor rezolva problemele. Chiar am lăsat în link, în AS47 pe site, aveți acolo declarația primarului și apoi comunicatul oficial al lor, dacă vreți să intrați în mai multe detalii ca să înțelegeți situația lor. Deci, spune Oprița, e realitate cu suporterii, au o galerie frumoasă, cum avem și noi, va fi un meci frumos, iar cel mai bun să câștige. Din păcate, după cum știți, nu știu dacă peluza va fi mâine, având în vedere condițiile și faptul că trebuie să intri cu certificat. Clar, Petrolul merită să fie pe primul loc și după joc, maniera în care au câștigat. Au fost meciuri în care au câștigat la scor. Se pare că au găsit rețeta câștigătoare după multe căutări. Încearcă de mai mult să promoveze, cred că au găsit antrenorul potrivit, cred că acolo este câștigul lor. Urmează meciul în care primele 6 vor juca între ele. Sperăm să ținem pasul și să prindem play-off-ul, primul obiectiv. Obiectivul real este să formeze o echipă pentru sezonul următor. În play-off se poate întâmpla orice. Eu zic că este o declarație corectă. Văd aici, voi sunteți echipă de tradiție nebunilor. Da, pentru că așa spune justiția, nu o spun eu X sau Y, și actele arată unde este palmaresul. Și evident, Steaua București va fi mereu în complexul sportiv Steaua. Am spus că Petrolul în acest moment. Deci eu m-am exprimat foarte bine. Da, știu situația și probabil vor fi rezolvate. Dar nu am spus o greșeală, nu am făcut o greșeală când am spus că în acest moment Petrolul nu deține marca și are probleme financiare. La mijloc cred că avem o problemă. Acum depinde unde crezi tu la mijloc. La mijloc, în centru, pe benzi. Mai important este cine va fi al doilea mijlocaș lângă Bărbescu. Păi, cine poate să fie? Enceanu sau Mihăescu? Da, va fi interesant de văzut dacă vor juca cu foști fotbaliști de la Petrolul în fața echipei lui Nicolae Constantin. Cum am spus, Petrolul are un 4-2-3-1, iar Steaua joacă un 4-4-2. Spune ceva, domnilor, avem nevoie de jucători. Pentru asta trebuie ca Steaua să termine sezonul regulat cât mai sus. Dacă e să ne uităm pe FRF competiții interne, unde vă invit să vedeți, veți observa că Steaua are meci la Petrolul pe 21 octombrie, după aceea are meci
cu Concordia Chiajna acasă pe 29 octombrie. Are meci pe în etapa 13-a, în data de 6 noiembrie. Ia să văd cu cine are, repede. În deplasare la Hermannstadt, deci un meci extrem de dificil. Dar e mult mai greu să faci o emisiune când e singur. Mi-e dor de Johnny și Ionuț, chiar făceau o emisiune mult mai fluidă, însă în ultima instanță am aflat că nu poate să vină Johnny. Pentru asta ne cerem scuze. În etapa 14-a, în data de 20 noiembrie, Steaua joacă cu Universitatea Cluj. V-am zis niște meciuri de foc, în care în acest moment Steaua se află la un punct față de Fotbal Club Buzău și 6 puncte față de Metaloglobus și 7 față de Unirea Slobozia. Practic, Steaua trebuie să obțină puncte, cam 60% din punctele care se joacă, ca să fie sigură că va ajunge în play-off. Vedem în etapa 15-a, Steaua joacă la Politehnica Timișoara. Da, cred că vi s-a ridicat părul pe mâini, deoarece toate sunt meciuri grele. Și etapa 16-a, cred că e ultimul meci al anului, dacă mi-aduc eu bine aminte, joacă cu Fotbal Club Buzău, cred că adversara pentru locul 5 în acest moment. Și apoi urmează pauza. Deci dacă din aceste 6 meciuri Steaua reușește să obțină 60% din punctele puse în joc, este 100% sigură pentru a ajunge în play-off. Iar dacă va ajunge în play-off, cine știe, poate vom vedea și jucători și mai interesanți la clubul nostru drag. Etapa 17-a, mai sunt 3 etape. În cele 3 etape probabil Steaua va arăta altfel, va arăta și mai bine. Însă să ajungem noi acolo. Da, e o vorbă care în aceste condiții chiar face mai mult sens. Sper să prinde și voi măcar play-off. Da, asta sperăm în prima fază și după aia să vă batem tur-retur. Da, să trecem un pic și la juniori, pentru că e important de spus ce au făcut juniorii echipei la Liga Elitelor U19. Steaua a fost învinsă de Dinamo cu 7-1, însă Steaua este calificată în play-off. Se califică primele 6. Se află pe locul 2 cu 20 de puncte. Următorul meci va fi cu Concordia Chiajna pe 24 octombrie ora 12 pe terenul 5. La Liga Elitelor U17, Steaua se află pe locul 8 cu 12 puncte. Gula Vera 16-14. Pe primul loc se află Farul și pe locul 6 se află Șepsii Sfântul Gheorghe. Practic mai sunt 2 meciuri pentru Steaua, va juca cu Concordia și în ultima etapă va juca în deplasare la SECE, FCE, FCSB, SA. Practic dacă băieții de la U17 fac 2 victorii, mai au câteva șanse matematice de a ajunge în play-off. E foarte important ca echipele de juniori ale Stelei să ajungă în play-off cât mai sus pentru a secăli, de ce nu, să vedem cât mai mulți jucători, nu doar pe Donose, care da, a venit de la altă echipă, dar a trecut prin câteva meciuri la junior la Steaua. Să vedem cât mai mulți jucători la anul venit de la Liga Elitelor. Și Liga Elitelor U16, Steaua a bătut pe LPS, Iolanda, Balăș, Soter, Buzău. Voi avea obiceiul să spun denumirea întreagă la unele echipe. De ce? Pentru că am înțeles că așa se face. A bătut cu 1-0. Steaua se află pe locul 2, la 3 puncte față de Farul. Următorul meci, pentru, mai ales pentru brăileni, steliși, dacă există, evident că există, Dacia Unirea Brăila Steaua, pe 23 octombrie, se va juca la ora 10 pe stadionul municipal. Spune cineva cu ACS, nu cu Petrolul. ACS, Petrolul 52. Nu uitați, avem meci la volei, vineri la ora 15:30 în direct pe TVR3. Avem meci la handbal luni la ora, cred că 15:30 cu CSM București în direct pe TVR1. Și nu uitați meciul de mâine de la Ploiești dintre ACS Petrolul 52 și Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Eu am fost Dan Mihai, toate cele bune, Forța Steaua!